Bine v-am găsit la interviul de ce medical. Sunt Valvol cu discutul domnul dr. Radu Zamfir, director executiv al Agenției Naționale de Transplant. Domnule doctor, din când în când apar zvonuri, știri despre vânzarea rinichilor. Ce-și mai vinde românul? Au fost iarăși lansate în spațiu public discuții privind această temă. Este un lucru nou, este un lucru întâlnit de ceva timp. De când a apărut transplantul? De când a apărut transplantul, mai exact. Aceste site-uri au proliferat de prin 2000, când erau mai răspândite la noi, după care cam prin 2010 și-au mutat platformele în Italia, în Spania. Au fost demersuri ale Agenției Naționale de Transplant de a bloca aceste, de a lua legătura cu providerii site-urilor și de a bloca acest tip de anunțuri, dar n-au fost soluționate pentru că a fost invocată din partea acestor provideri libertatea de exprimare și restricționarea ei. Așa că... Haideți să spunem, legea în România și în multe alte țări interzice vânzarea. Nu numai că interzice, o și sancționează... Da, este o faptă penal. Care intră sub incidența penalului. Adică inclusiv vânzătorul, cetățeanul care își vinde un rinichi, poate suferi și el rigorile legii, numai cel care cumpără sau intermediază. Da. Această faptă intră sub incidența penalului, iar Direcția de Combatere a Criminalității Organizate ne-a înaintat un document prin care am fost înștiințați că există un demers al lor în această direcție, a acestor anunțuri, urmând a fi ținuți la curent cu mersul anchetei. Spuneți că aceste anunțuri nu sunt permanent postate sau nu sunt postate, nu pot fi găsite pe tot parcursul anului. Apar, dispar? Pur și simplu sunt niște anunțuri care au această temă de comerț cu organe. Da. Site-urile sunt în străinătate, dar cetățenii care își oferă spre vânzare organele sunt din România. Pot fi identificați, ar putea să intre agenții sub acoperire, procurori, ar putea să intre pe fir. Cu siguranță de identificare. Și probabil că acest demers care ne-a fost înaintat, că este în desfășurare, are în vedere și aceste lucruri. Practic, aceasta este de domeniul dânșilor. Această sancționare a unor fapte care țin de domeniul penalului. Spuneți că nu medicii se ocupă cu prinderea infractorilor, ci... Medicii fac ce au învățat. Adică nu Agenția de Transplant medicii ar putea. Fac ce, noi, în calitate de Agenție de Transplant, putem să sesizăm aceste fapte organelor abilitate să ia măsuri. Da. Practic, din acel moment, ei sunt cei care se ocupă de acest lucru. În cazul acesta ați sesizat dumneavoastră sau au sesizat... direct procurorii? Sunt convins că a fost sesizată această faptă direct de către procurori. În cazul acestui demers, da. Acestui demers. Cum s-ar petrece o astfel de tranzacție? Cine își încredințează viața până la urmă în mâinile unor medici, să le spunem, nu? Sunt cadre medicale. Eu pot să cei vă spun, care fac recoltarea și... Știți cum e? Nu trebuie să gândești neapărat ca o minte criminală, ci trebuie să gândești cum să nu se întâmple lucrurile acelea. Eu pot cel mult să vă spun cum decurg lucrurile în viața de zi cu zi și în conformitate cu legile în vigoare. Activitatea de transplant este o activitate de excelență care nu se poate desfășura decât în niște spații dedicate acestei activități și care sunt acreditate de Agenția Națională de Transplant, pentru că orice variabilă în plus sau minus de la anumite standarde poate să producă moartea receptorului. Practic, acești pacienți sunt niște pacienți foarte fragili, pacienții care sunt supuși transplantului. Cel mai mic dezechilibru, cea mai mică infecție poate să aibă niște efecte dezastruoase asupra organismului receptorului, putând duce la
o infecție fulminantă și la moartea acestuia, pentru că ei, pentru a tolera aceste organe, sunt supuși unor tratamente imunosupresoare, care poate să accentueze foarte mult aceste infecții. V-am dat un exemplu cât de mic, referitor la rigorile în care se desfășoară intervențiile de transplant de organe. Da, vorbim acum de donatori, de cei care apelează, care sună, mă rog, nu știu, sună și dau adresa de mail, cum fac să intre în legătură cu acea rețea infracțională. Ei riscă la rândul lor. Ei riscă, nu știu, infecții, septicemie. Aceasta e o activitate care nu se poate desfășura în condiții improvizate cu siguranță. Pentru că, cum vă spuneam, orice abatere de la protocoale prestabilite și de la modalitatea corectă de realizare a procedurilor de prelevare și de transplant poate să genereze moartea receptorului. Adică e prea riscant. E mult prea riscant. Mergea bine transplantul? Știu că au mai fost sincope, au fost probleme, scădea numărul donatorilor, creștea. Da, în 2013-2014 am avut cea mai rapidă creștere a numărului de donatori, fapt pentru care România a fost felicitată de toate organizațiile internaționale din domeniu pentru aceste rezultate deosebite. Ulterior a fost o scădere a acestei rate de donare, consecutiv unor discuții similare care au aruncat transplantul într-o lumină nefavorabilă. Astfel, încercând să tăgăduiască încrederea populației în instituția transplantului. Deci, practic, dar acești oameni care fac demersurile acestea și lansează aceste zvonuri, trebuie să realizeze că ei pot avea pe conștiință pacienții care nu mai primesc un organ, așteptând pe lista de așteptare, în contextul în care scade rata de donare. Deci rata de donare scade în funcție de climatul public, dacă se deschide discuția, dacă apar. Da, până la urmă, știți, toate aceste probleme, dacă toate apar aceste scandaluri, să le spunem direct, scade rata de donare. Care e? Cum este această rată? Am văzut statisticile, am văzut la momentul de față 130, 150, nu spune nimic asta față de țările la care vrem să ajungem, la nivelul cărora vrem să ajungem. Față de țările care față de afară. Față de afară avem o rată de donare ceva mai mică. De exemplu, în țările Eurotransplant e o rată undeva de minim 10 donatori la milion de populație deci pe an. 100 de la noi ar trebui să fie vreo 200 de donatori. La noi da, așa cam așa ar trebui să fie. Și cât sunt, dar din nefericire nu atingem aceste cifre. Dacă ne raportăm la ultimii 2 ani, respectiv la anul trecut și la anul acesta, putem spune că anul trecut au fost 64 de donatori. De 3 ori mai puțin. De 3 ori mai puțin. În acest an, ținând cont de faptul că în primele 2 luni au fost doar 4 donatori, adică foarte puțini, s-a reușit o creștere a numărului de donatori undeva până la 62, până în momentul de față, dacă includem și donatorul de ieri de la Sibiu. E o creștere vizibilă, practic atingem cifra anului trecut și mai avem încă o perioadă din acest an în care se mai poate îmbunătăți acest număr. Să punem există, pe nume. Există, oamenii, în general, donează pentru rude, pentru pacienți cu care sunt în legătură. Depinde de ce vorbim. Dacă vorbim de donatorul în viață, da.
sau dacă vorbim de donatorul, vorbim de donatorul în moarte cerebrală. Pornim de la ideea că unii sunt dispuși să-și vândă organele, intră pe, da, pe de obicei, ilegale. La noi în țară este specificat că un om poate dona pentru alt om chiar dacă nu este înrodit cu acesta. Adică nu se poate exclude donatorul altruist, nu se poate exclude bunul samaritean. Practic și în străinătate au fost tendința la a limita donarea doar la rude, dar din același motiv, și anume că nu se poate exclude acest bun samaritean, nu s-a restricționat donarea doar la Se poate suspiciona o plată, o motivare financiară. Da, vedeți, noastră, inclusiv în sânul familiei poate să existe niște, dacă e să existe, poate să existe niște coerciții care poate să ridice niște suspiciuni legate de donare. Practic, donarea trebuie să fie nelegată de nicio constrângere, nelegată de nicio conotație financiară, ci din pur motive altruiste. Tocmai pentru asta există în fiecare centru de transplant există niște comisii de etică care analizează cuplul donator-receptor și în urma consfătuirii membrilor comisiei, în consens, se emite un accept de a dona sau se infirmă această operație. Am auzit așa, la nivelul legendelor urbane, circulă povestea că într-o țară grea Uniunii Europene, o țară bogată, dacă te uiți cine sunt donatorii vii, deci nu prelevare de la cadavru, vei observa cu surprindere că sunt cetățeni din foste colonii ale acelei țări, oameni extrem de săraci care dintr-o dată sunt loviți de grija pentru celălalt și donează un rinichi unui om mai bogat din Occident. Dar acolo nu se face tevatură. Asta nu verifică nimeni, nu sunt îngrijorat, nu exprimate îngrijorări în spațiu public. Să spunem că e mai bine la noi, că lumea e atentă, e monitorizată. Știți ce se întâmplă la noi? Toată activitatea și legislația legată de transplant se face și s-a făcut luând mai multe precauții decât este nevoie, tocmai pentru a asigura această transparență mult menționată atât în media cât și în toate discuțiile legate de acest subiect, tocmai pentru a elimina orice suspiciuni că această activitate ar fi altfel decât corectă. Înțeleg. Și spuneam, care ar fi problemele dacă... Adică, de ce își permit Olanda, să spunem, să fie mai puțin atentă? Cine știe, de ce își permit să legalizeze eutanasia sau cine știe ce altceva? Sunt lucruri care sunt specifice fiecarei țări, chiar dacă suntem sub umbrela aceeași Uniunii Europene, dar sunt lucruri care țin de specificul țării, de oameni din acea țară, de obiceiurile lor, care țin de religia lor. Sunt lucruri care sunt particulare fiecarei țări și fiecărui context în care se desfășoară această activitate. Bun, în ceea ce ne privește în 30 de ani, nu chiar 30 de ani, 25 de ani de transplant, în România a fost un singur caz cu ovocite, cu o clinică de fertilizare. În rest, nu putem identifica cu nume și prenume un om. Nu, ce se întâmplă? Caz. Lucrurile sunt destul de clare și anume, nu există raportări ale organizațiilor internaționale cum că la noi s-ar fi făcut vreodată trafic de organe la noi în țară. Ori să faci asemenea afirmații că ar fi, că s-ar face, este hazardat și, v-am zis, are impact negativ asupra activității de donare și implicit asupra
șansei la viață care li se acordă pacienților de pe lista de așteptare. Este incorrect față de ei și... Impactează și acceptul prelevării de organe de la donatorul în moarte cerebrală? Da, în principal la ei m-am referit. Da. Adică faptul că unii încearcă, mă rog, se gândesc să câștige niște bani vânzându-și organe, impactează donarea de la persoana aflată în moarte cerebrală. Da, creează discuții și context în care v-am spus. Adică familia se gândește, dom'le, dar dacă nu cumva organele de la un donator în moarte cerebrală sunt folosite de... La momentul... Sau cum influențează? Care e mecanismul psihologic? Știu mecanismul... că aveți psihologi, aveți în agenție preoți. Era la un moment dat o afirmație cum că 10 știri pozitive reușesc să crească puțin rata de donare. O știre negativă reușește să o scadă semnificativ. Practic, iată, asta este ideea. Dar noi, în sensul ăsta, e un miracol, pentru că avem foarte multe știri negative, ar trebui să fie zero. Nu, știri negative legate de activitatea de transplant. Avem știri negative cu orice, ne străduim în sensul ăsta. Știri pozitive, mai greu. Un exemplu de știre pozitivă poate fi această prelevare multiorgan care s-a desfășurat la Sibiu, la spitalul din Sibiu, după o perioadă foarte lungă de timp. Cred că mai curând de 2 ani, timp în care nu a fost niciun donator prelevat acolo, la acel spital. Dar sperăm treptat ca pe lângă spitalele cu tradiție în a da donatori, cum sunt Spitalul Floreasca, Spitalul din Oradea, Spitalul din Baia Mare, și celelalte spitale să aibă o atenție mai mare asupra acestui act de donare, care până la urmă salvează vieți. În Sibiu erau depuse eforturi pentru acreditarea unui spital privat care dorea să facă transplant. Dacă s-ar înscrie mai mulți în această activitate, ar crește în această activitate deschiderea publicului. Toate spitalele care au deschidere către acest tip de activitate sunt binevenite să-și depună actele necesare acreditării. Și sunt privați în sistemul de transplant, intră private. Sunt și clinici private în această activitate de transplant. Pentru că mă gândesc, privații poate comunică mai bine, depun un efort mai mare de comunicare față de sistemul public, care e prins cu grijile curente, nu se ocupă și de zona... Eu cred că nu apartenența la sistemul de stat sau sistemul privat trebuie să fie preocuparea principală, ci preocuparea principală trebuie să fie grija față de pacienți și asigurarea unor standarde cât mai bune de tratament al lor. Sunt de acord, dar campanii de comunicare poate ar face mai eficient privații, s-ar implica, și noi am avut în cadrul agenției, am avut campanii media de o manieră foarte organizată. Chiar un reporter de la o televiziune a reușit să crească semnificativ numărul de donatori prin activitatea susținută personală. Această activitate chiar a fost apreciată și de către Agenția de Transplant și de către Asociația Pacienților Transplantați, către care se îndreaptă până la urmă grija noastră. Și avem în vedere în continuare și acest fapt. Practic, contăm pe sprijinul mediei al dumneavoastră de a promova ideea de donare, de a susține în continuare încrederea în sistemul de transplant, pentru că, până la urmă, acestea sunt domenii de elită prin care țara noastră ține pasul cu toate țările din jurul nostru.
Asta e clar că spitalele unde se desfășoară activități de transplant sunt, au echipe mai antrenate, investesc mai mult în pregătirea personalului și activitățile curente, operațiile obișnuite, să le spunem așa, probabil sunt mai bine realizate, mai sigure, nu? Dacă poți să faci transplant, o operație obișnuită cu atât mai e mai simplă, cu atât mai ușor poate fi realizată în condiții optime. Da, faptul că se realizează într-o clinică transplant de organ arată că acea clinică este o clinică de top, într-adevăr. Totuși cineva are interes, cei care fac, care dirigează aceste platforme în străinătate, au și clienți, că altfel nu le-ar mai ține, nu le-ar mai pune în, pe internet, nu le-ar mai da... Îmi este greu să vă spun dacă au clienți, ce se întâmplă cu ei, pentru că dacă la mine ar ajunge o informație de acest gen, automat aș face ceea ce ar trebui să facă oricine, chiar și cei din media, care urmăresc acest tip de demersuri, și anume, dacă observă ceva care contravine legii, să predea ștafeta cui se ocupă cu aplicarea legii. Instituțiile abilitate, dar exact. Un cetățean care, nu știu, se duce, am înțeles că era un Kosovo clinici din acestea pirat în țări nu sunt, unde nu sunt legea e mai puțin strictă, se duce acolo, își lasă rinichiul, ia, nu ia bani, scapă, nu scapă cu viață, când se întoarce, la un moment dat ajunge la medicul de familie, la un specialist, că se vede că vedeți operația unde... scoaterea unui rinic de, cum ați nu e ca și cum exemplu, ți-ai scoate un, da, un dinte. Scoaterea unui rinic poate să aibă o multitudine de motive, inclusiv o patologie a acestui rinic, așa că e greu de spus ce a fost. Ca un chirurg, așa să vă dau o opinie, știe ce a fost acolo doar cel care a operat și știe ce a fost înăuntru pacientului respectiv. Am înțeles, dar el vine, cei care merg în Europa, nu? Vin și spun, m-am operat la Toulouse, m-am operat la, nu știu, am lucrat la Barcelona, am avut un accident, a fost o intervenție, că se vede tăietura, deci nu poate să sufere rigorile legii chiar și pacientul. Dom'le, unde te-ai operat? Păi nu știu, de ce, când, cum? Nu se operează cineva singur sau la un salon de cosmetic. Cu siguranță că aveți dreptate. Dar, cum vă spuneam, ceea ce vede medicul de familie, vede o cicatrice. Povestea exact. Cicatricii respective poate să fie una din cele multiple povești prin care se poate spune că a fost scos rinichiul respectiv. Bun, dar asiguratorul ar trebui să știe. Vii către sistemul public, îți vinzi rinichiul în Africa și după aia vii să te îngrijească România. Nu? La un moment dat poate ajungi la dializă, se defectează celălalt rinichi. Se poate întâmpla și lucrul acesta. Nu e așa de aceea trebuie să fie foarte dură legea. Eu cred că legea este suficient de dură și... Ce riscă, până la urmă, pacientul, donatorul, cel care își vinde rinichiul? Riscă închisoare, riscă amendă? Da, riscă privare de libertate. Și cred că asta ar trebui să știe cei care fac acest gest. În anii 90, să spunem, la începutul anilor 2000, erau anunțuri în vând rinichi în mica publicitate, în ziarele, în pagina de mic, în rubrica de mică publicitate. Oamenii erau disperați, vreau un ban, dădeau anunțul. Între timp, însă, legislația a fost adusă la nivelul celei noi sperăm că europene. Consecutiv unei creșteri a numărului de donatori, de la donatori în moarte cerebrală, progresia pe lista de așteptare să fie suficientă încât să nu se mai gândească oamenii la acest tip de soluții disperate
și în contradicție cu legea. În momentul de față, cam cât este așteptarea? Așteptarea este variabilă, poate să existe și o așteptare de ordinul anilor, dar totuși depinde de organ, în funcție de tipul organului respectiv și depinde de ritmul de progresie al bolii pacientului care așteaptă pe listă. Pentru că sunt pacienți la care progresia bolii nu este foarte, foarte accelerată și cu ghilimele de rigoare își pot permite să aștepte ceva mai mult și de asemenea sunt pacienți care dezvoltă insuficiențe fulminante de organ. Practic, acel pacient, dacă nu primește acel organul specific în 2-3 zile, pur și simplu moare. Și acești pacienți sunt prioritizați pe listele de așteptare în speranța că apare organul salvator pentru ei. Și care să, adică un om care să se potrivească, să fie compatibil. Care să fie compatibil și de asemenea care să existe. Avem pacienți care în așteptarea unui organ au decedat prin acest tip de boli. Nu, dacă putem, nu putem ignora suferința pacienților, a familiilor lor, dar dacă ne-am detașat de aceste lucruri, putem să spunem că transplantul are și beneficii pentru sistemul sanitar. Eliberează resurse din altă parte decât să ții un pacient. Practic, acești pacienți care pe dializă, să spunem, el poate să-și reia activitatea normală. Poate să-și reia activitatea normală, inclusiv cu reluarea activității la locul de muncă pentru unii dintre ei. Ceea ce reprezintă o redare a societății, a unui om care înainte consuma resurse, dacă e să vorbim pur economic. Da, am zis că încercăm să gândim și în termenii în care ar opera sistemul de asigurări. Sistemul Dar, până la urmă, trebuie să avem grijă de acești pacienți, indiferent dacă consumă sau nu resurse, practic să urmărim să le fie bine. Pacienții care merg în clinici private, să spunem că sunt și înrudiți, au într-un fel prioritate? Repet, dacă ne referim la pacienții aflați într-un act de donare de la donator în viață, și în mod particular, dacă ne referim la o clinică privată, să spunem, au prioritate în cadrul acelei clinici în funcție de lista de așteptare de la nivelul ei. Toate aceste liste fiind urmărite de agenția de transplant. Da, toată activitatea de transplant este raportată la nivelul agenției de transplant, putându-se efectua trasabilitatea unui organ de la donator la receptor. Acest lucru este foarte important tot în ideea de transparență pe acest tip de activitate. Noi avem registrul în care sunt înscriși atât donatorii în viață, cât și primitorii, urmând a fi înscriși, de asemenea, sunt demersuri în această direcție, urmând a fi înscriși și donatorii aflați în moarte cerebrală. În momentul de față, aveți idee cam câți români trăiesc cu... Acesta este registrul național de transplant. Datorită unui transplant? Nu știu să vă spun pe de rost, dar sunt de ordinul miilor. De ordinul miilor, da. Mulțumesc, domnule doctor. La revedere. Plăcere, la revedere.